Dragii mei, bine v-am găsit din nou pe acest canal. Astăzi revin cu o înregistrare pe tema ce te deranjează la alții este pentru că trebuie să rezolvi în tine acel lucru. M-am gândit să revin cu acest subiect pentru că, în special în zilele de astăzi și în societatea de astăzi vedem tot mai multă lume iritată, tot mai multă lume care a ajuns la capătul puterilor sale de a-i tolera pe ceilalți și mă gândeam să revin cu această înregistrare și să vă spun puțin din experiențele mele și din învățăturile iubirii și a inimii. Ei bine, pe acest subiect este destul de mult de discutat. Nu o să stau exagerat de mult și să vă explic despre ce este vorba. Probabil că cei care s-au familiarizat puțin cu înregistrările mele și-au dat seama că, de fapt, nu prea vorbesc de lucruri care au foarte mult de-a face cu partea văzută a lucrurilor, pentru că de ce? Pentru că insist foarte mult și spun totul are legătură cu nevăzutul, adică cu energia pe care o sădim fiecare dintre noi. Cum sădim această energie? În momentul prezent, mulți dintre noi o sădim pe pilot automat, făcând legătura între ceea ce sădim în univers și ceea ce primim înapoi ca și răspuns, ca un fel de bumerang, cum îl mai numeam eu în alte înregistrări. E bine, această sădire de creație, să spun așa, pentru că chiar și atunci când crezi că nu sădești nimic, tot creezi. Știți? Și atunci este foarte, foarte important să ne dăm seama că, de fapt, și prin inactivitatea noastră este tot o creație. Adică noi credem că nu suntem activi, să spunem. Deși foarte mulți, de exemplu, cei din tagma spirituală, să spun așa, probabil creează liniște, de exemplu, sau pace sufletească. Este tot o creație, pentru că, de fapt, își aliniază atenția pe lucrurile care, de care are nevoie, sau, de exemplu, lucrurile pe care inima sa și le dorește. Și atunci este o creație. E bine să revin la tema subiectului de astăzi, care mi-a venit așa din neant, sigur, acest impuls interior și m-am gândit, haide să revin cu această informație și să vă spun că, de fapt, totul are legătură cu ceea ce sădim noi în interior. Vedeți voi, această semănare de gânduri, de fapte, de vorbe, de fapt, sunt ca și acele picături ca într-o găleată. Îmi place să spun de multe ori, sau ca picături într-o recipient, să spun. Și sigur că absolut totul este creat în aici și acum, în momentul prezent. De aceea este foarte important să realizăm că momentul prezent este tot ceea ce avem. Nu avem nici trecut, nici viitor. Acele lucruri sunt acolo pentru că mintea noastră le percepe ca și o linearitate a lucrurilor, dar de fapt adevărul este că în afara acestui plan al realității fizice nu există timp și spațiu. Și atunci, sigur, dacă plecăm de la această concluzie foarte importantă, ne dăm seama că, de fapt,
putem experimenta anumite lucruri. Adică să încercăm să vedem dacă este adevărat. Pentru că plecăm de la acea concluzie că nimic nu este adevărat, în sensul că poate, un lucru poate fi adevărat sau poate să nu fie adevărat. Și atunci, sigur, informațiile, ca să le putem discerne la modul cel mai înalt posibil, este să stăm, să coborăm în inimă și să simțim acele informații, cum vibrează ele cu noi. Și atunci, în acel moment, ne vom da seama că anumite lucruri vor vibra cu noi, iar anumite lucruri nu vor vibra cu noi. Cu cât stăm mai mult în inimă, atunci ne dăm seama că, de fapt, intuiția noastră ne va vorbi. Este important să avem această încredere că în noi se găsește răspunsul și în noi se găsesc răspunsurile la căutările noastre. Pentru că, sigur, căutăm din afara noastră, dar noi trebuie să înțelegem că, de fapt, autoritatea se găsește în interiorul nostru, știți? Și odată ce am făcut această conexiune, de fapt, că totul se găsește în conștiința noastră, adică nu numai, să zic, în afara acestui corp, minte, complex corp și minte și spirit, bineînțeles, conștiința noastră visează acest vis numit viață. Care este destul de real, pentru că, eu știu, te tai la mână, te doare, ori, nu știu, îți scântești un piciorul, te doare. Sigur, este o realitate, vis-realitate, care este destul de, cum să spun, este reală în acel sens al cuvântului, adică asta nu înseamnă că nu ne mai responsabilități pentru că oricum nu este real ceea ce să zicem, experimentăm cu cele cinci simțuri. Nu, este foarte important chiar să realizăm de fapt că totul este aici pentru dezvoltarea noastră, creșterea noastră interioară, să spun așa, și sigur, și prin creșterea noastră interioară și vibrațională, îi ajutăm și pe ceilalți, pentru că alinierea noastră înseamnă că ne aliniem și suntem aici ca să realizăm scopul, ori acel plan al sufletului, de exemplu. Asta însemnând că această aliniere, sigur, planul poate să fie foarte, foarte simplu, adică nu trebuie să faci nimic pentru unii. Iar pentru alții va trebui să, nu știu, acel plan va arăta destul de complicat. Dar cu cât ne aliniem cu interiorul și cu ființa și cu esența noastră, cu adevărata noastră esență, atunci începem să realizăm foarte multe lucruri. Și să lucrurile încep să curgă în modul lor natural. Noi nu ne mai opunem. Pentru că, de fapt, noi suntem această esență, realizăm. Vedeți voi. Ei bine, spuneam că ceea ce ne deranjează la ceilalți este pentru că, de fapt, este ceva ce trebuie să corectăm în noi înșine. Dacă este să ne gândim că, de fapt, credințele noastre de bază, atitudinile noastre, ceea ce vorbim, ceea ce gândim, ceea ce facem, sunt direct conectate cu creația noastră în această realitate, atunci înseamnă că trebuie să ne întoarcem și să ne întoarcem la esența noastră, care este iubirea. Să ne reconectăm cu această iubire și să o lăsăm să curgă în absolut toată realitatea noastră pe care noi o percepem cu cele cinci simțuri. În momentul când realizăm că, de fapt, iubirea este adevărata noastră esență și deci noi devenim iubire la un moment dat, adică
acționăm tot mai mult din perspectiva caracteristicilor sale, care este, sigur, știți cum este iubirea. Iubirea necondiționată nu are limite și nu are etichete, nu are condiții prin care aceasta acționează. Și atunci, sigur, devenind această caracteristică a iubirii, să zicem, atunci nu mai este nimic de rezolvat. Pentru că, la un moment dat, va dispărea și acea iritație pe care noi o găsim în alții, care ei, de fapt, ne oglindesc ceea ce încă zace noi, ca fiind o nealiniere cu vibrația a cine suntem noi cu adevărat. Vedeți voi? Sper că m-ați înțeles în toată această explicație. Sigur, este destul de complicat dacă mă percepeți sau încercați să mă înțelegeți de la nivelul acesta, unde se găsește de obicei atenția noastră. Pentru o mai bună înțelegere trebuie să facem această coborâre în inimă și să percepem lucrurile din acel nivel. Iar începând să percepem lucrurile tot mai mult de la acel nivel, atunci lucrurile vor deveni foarte, foarte simple, de fapt. Noi, cu mintea noastră, complicăm lucrurile, pentru că, de fapt, lucrurile sunt foarte simple. De foarte multe ori nu-mi vine nici măcar să revin cu videouri. De ce? Pentru că lucrurile sunt atât de simple și ce mai este de explicat, gândesc eu în acel moment, pentru că eu deja am explicat în toate înregistrările mele. De aceea invitația mea este să vă reconectați cu inima și atunci veți înțelege despre ce este vorba. Lucrurile sunt foarte simple și doar mintea noastră convențională le complică pentru că le gândește și încercăm să gestionăm în amănunt treburile în timp ce viața este destul de simplă. Numai că, din păcate, omul o complică într-un mod non-necesar. E bine, dragii mei, poate că v-am răspuns la întrebarea temei de astăzi. Răspunsurile, sigur, se găsesc în interiorul nostru. Noi avem puterile magice ale Creatorului, dar trebuie să realizăm acest lucru în interiorul nostru, iar în acel moment vom avea responsabilitatea să existăm de la alt nivel. Și atunci aceste lucruri vor deveni foarte clare, că gândurile noastre, atitudinile, care bineînțeles sunt emanatoare de emoții, care, sigur, acele emoții sunt reale, reali, magneți, cum spuneam eu, de evenimente în viața noastră, iar în același timp, cuvintele pe care le rostim, gândurile pe care le alimentăm și acțiunile pe care le facem sunt în același timp unelte de creație. Dacă am înțeles acest lucru, atunci nu mai există niciun fel de problemă. Pentru că știm exact unde trebuie să mergem, să corectăm lucrurile. Și asta este explicația mea, este destul de simplă și cam atât. O să vă las cu aceste gânduri ale mele, sper că nu v-am plictisit. Pe data viitoare. Namaste.